Sunt talentate și poartă cu mândrie costumul popular. De asemenea, se străduiesc să dea forță și frumusețe tradițiilor populare din zona Mehedințiului. Acestea sunt motivele pentru care s-a hotărât înființarea grupului vocal folcloric Flor de Dor, care, deși a luat naștere în luna mai a acestui an, noul grup vocal a participat deja la mai multe evenimente, chiar și în Bulgaria. Flor de Dor este noul grup vocal al Palatului Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin. A fost înființată la inițiativa Gabrielei Pogaci, iar prin cântec cele 20 de persoane membre transmit dorul folclorului mehedințean de altădată, dorindu-și păstrarea vie a tradițiilor și obiceiurilor din județul nostru. Coordonatorul muzical este nimeni altul decât profesorul Sița Novac, iar până în prezent grupul Flor de Dor a participat deja la mai multe evenimente desfășurate în Drobeta Turnu Severin. Ceea ce puțin știu este faptul că, deși a fost înființat în luna mai a acestui an, noul grup vocal a participat chiar și la Festivalul Internațional Folcloric organizat în Bulgaria. Cu dragoste de cântec și de port popular, grupul vocal Flor de Dor dorește să ducă mai departe folclorul mehedințean. Pentru mai multe detalii, mehedințenii trebuie să știe că noul grup deține și o pagină de Facebook, pe care o pot găsi sub denumirea Grupul Vocal Folcloric Flor de Dor, administrat de Vulpe Daniela, membra grupului.